Bună, sunt Oana și azi o să miroasă în toată bucătăria ascorțișoară pentru că facem plăcintă cu dovleac. E fragedă, e aromată și dacă tot e toamnă, oricine trebuie să știe să facă o plăcintă. Ingredientele le găsiți la finalul videoului, dar până atunci, haideți să vedeți cum se face. Am aici un dovleac, ne trebuie cam 1,5 kg curățat și tăiat. Mare atenție să nu vă tăiați, are coaja destul de groasă. Era bun Alex acum să-mi taie dovleacul. Aveți mare grijă și la degete, să nu le dați pe răzătoare. Deja am făcut mușchi la o mână. Cine zice că nu facem sport în bucătărie, înseamnă că n-a făcut plăcintă cu dovleac. Gata, pe lista de Crăciun, sigur pun un robot de bucătărie. La fix, cred că este. O să-l pun acum într-o oală mai mare, împreună cu zahărul și cu untul la călit. Nu o să dureze foarte mult, până se înmoaie. Amestecați bine să intre zahărul peste tot. Până se înmoaie dovleacul, îl las aici pe foc și o să mă apuc de aluat. Am nevoie de 500 de grame de făină și o să măsor aici într-un castron. Cel mai bine este să măsurați cantitățile, nu prea merge după ochi așa la prăjituri. Deci 500 de grame. O să pun un praf de sare, fac o mică adâncitură și pun 3 linguri de ulei și puțin oțet, cam o linguriță, va face aluatul mai fraged. Și acum 300 de ml de apă. Și neapărat să fie apă rece, astfel aluatul o să iasă mult mai pufos și amestec ușor. Ce îmi place la acest aluat este că nu trebuie să stea la crescut, pentru că nu are drojdie. Mai amestec un pic și o să-l frământ cu mâna. Dacă aveți un robot de bucătărie care frământă și aluat, atunci este și mai bine. Cam așa ar trebui să arate aluatul. Este elastic, este pufos și o să las un pic deoparte să verific dovleacul. Este aproape gata. Mai las foarte puțin să scadă toată zeama. Dovleacul este gata, a scăzut de tot. O să las acum să se răcească. Abia la final o să-i pun esența de rom și scorțișoara pentru că altfel se amărăște toată compoziția. Între timp voi întinde foile. Presar puțină făină pe masă și o să împart aluatul în 4, pentru că voi întinde 4 foi. Un robot de bucătărie care să întindă și foi de plăcintă nu cred că există, așa că o să le întind cu un sucitor. Ung foaia cu puțin ulei. Și o să pun un sfert din compoziție. O întind pe toată suprafața și apoi o să o rulez. O să aduc un pic capetele să nu iasă compoziția. Este important ca foaia să fie subțire, ca să se coacă foarte bine și în interior. Ung și tava cu puțin ulei ca să nu se lipească și o așez ușor în tavă. Voi întinde și următoarele 3 foi și apoi voi pune plăcinta la cuptor. Pun plăcinta cu ulei și ca să-mi fie mai ușor o să o și tai de acum, înainte să o pun la cuptor.
trebuie să stea la cuptor cam 40 de minute la 180 de grade. Cât stă la cuptor, puteți să vă notați lista de ingrediente. Plăcinta este gata. S-a rumenit foarte frumos, trebuie doar să o lăsăm la răcit și apoi o să o pudrez cu zahăr. Și cam asta e, la plăcinte înainte. Nu uitați să vă abonați!